Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De vreo săptămână încoace e citez jihad și toate testele care se fac ies pozitive și unii medici din spitale confirmă că numărul cazurilor e în creștere și, mă rog, nici n-avea cum să fie altfel. V-am relatat săptămâna trecută despre anulările masive de curse aeriene la Lufthansa și Austrian Airlines din cauza infectărilor cu COVID. Ce urmează pentru noi? Ministrul Sănătății Alexandru Rafila este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule ministru, e cumva o variantă nouă de SARS-CoV-2 care circulă? Da, e, mă rog, e o subvariantă, Omicron, care circulă de câtva timp în Europa. Am dat seama că nici noi nu putem să facem excepție. Și, în mod evident, creșterea care se semnalează în România este corelată cu creșterile care au apărut în vestul Europei ceva mai devreme, în urmă cu câteva săptămâni. Am avut permanent acest decalaj față de vestul Europei, deci nu este ceva neașteptat. Uh-huh. Important este că aceste cazuri noi înregistrate nu se asociază cu un număr mare de spitalizări și ceea ce este cel mai important, cel puțin până în momentul de față, nu avem niciun număr important de decese și cred că lucrul acesta trebuie monitorizat și să încercăm să levităm cât mai mult, pentru că până la urmă important este să salvezi vieți. Da, te mai protejează cumva o infecție anterioară cu Omicron? Adică prietena de care spuneam mai devreme s-a infectat, presupunem că cu Omicron, în primăvară, ca și mine. De altfel, și soția mea, cam toți în același timp că am fost în gașcă atunci, și acum ea s-a reinfectat după câteva luni. Foarte puțin protejează trecerea prin boală, chiar și asocierea între trecere prin boală și vaccinare. Ne găsim într-o situație oarecum diferită față de cea din valurile anterioare, pentru că sunt persoane și ieri noi am făcut un raport referitor la săptămâna precedentă. Din cele 7700 de cazuri confirmate, circa 1300 au fost reinfectări în ultimele 90 de zile. Deci e clar că trecerea prin infecție nu te protejează. Mai mult, îmbolnăvirile intrafamiliale sunt frecvente, adică în momentul în care un membru al familiei devine infectat, practic toți ceilalți ajung să fie și ei infectați. Nu mai discutăm de îmbolnăvire de la copii care merg la școală. Dimpotrivă, mai degrabă adulții sunt cei care transmit infecția în interiorul familiei. Dar nu vine cam repede valul ăsta? Adică nu treia să fie mai bine vara, când stăm cu toții mai mult în aer liber? Dacă acum crește așa, la ce da, să ne așteptăm în octombrie? Este adevărat, dar știți care este problema, domnul Petreanu? Probabil că dacă stăteam, venea iarna, numărul de cazuri ar fi fost mult mai mare. Adică noi nu avem în momentul de față o posibilitate să facem o comparație cum ar fi fost dacă această variantă ar fi circulat iarna, când stătea mai mult în interior. E posibil ca numărul de cazuri să fi fost mult mai mare în sezonul rece și iar cazurile complicate să fi fost mult mai multe. Așa că nu cred că este relevant. Important este să putem noi să oferim servicii medicale prespitalicești, așa cum am făcut-o în valul 5, înseamnă testare, acces la medicul de familie, la centrele de evaluare și tratament ambulatorii, oamenii să se izoleze dacă sunt confirmați pozitiv și să încercăm să ținem sub control cât de cât această evoluție care, din punctul de vedere al meu, al colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, probabil că nu va mai dura mai mult de circa 6 săptămâni. Că ați adus vorba despre asta, dumneavoastră sunteți în contact atât cu omologii dumneavoastră, Ministrii Sănătății din Uniunea Europeană, dar și cu comunitatea științifică, având în vedere background-ul dumneavoastră profesional, ar trebui să ne așteptăm la noi restricții antiepidemice cumva în perioada următoare în Europa, în România? În România mă îndoiesc că o să fie introduse astfel de restricții din mai multe considerente, inclusiv datorită gradului de suportabilitate din partea populației unor astfel de restricții și cred să nu uităm, trebuie să găsim o soluție să menținem economia și viața socială funcționale. De multe ori știți bine că au fost introduse restricții, poate nu neapărat în momentele oportune și în orice caz restricțiile care au fost introduse nu erau asociate cu o protecție a sănătății publice, mai degrabă erau restricții
care erau mai puțin de luate în urma unei discuții de natură medicală, probabil că a fost decizii de natură administrativă mai degrabă decât medicală. Așa că eu personal nu cred că vor fi introduse restricții. Eu ieri am încercat să explic. Una este să utilizez masca într-o unitate sanitară, într-un spital, unde discuți despre prevenirea transmiterii către pacienți sau către personalul medical a acestei infecții. E o măsură obișnuită în unitățile sanitare de prevenire a transmiterii, pe care o numim nozocomiale. Și altceva este în general, dar asta nu înseamnă că nu pledăm pentru măsuri de protecție individuală și respectiv utilizarea măștii în spațiile închise aglomerate, care până la urmă am văzut că o măsură deja este aplicată de mulți dintre concetățenii noștri atunci când circulă cu mijloace de transport în comun sau când sunt în spații închise aglomerate. Apropo de protecție individuală, ce recomandări mai sunt în privința vaccinării? Adică cei care au, de exemplu, două doze și boosterul, mai trebuie să mai facă ceva? Plus că vaccinul e făcut pentru variantele inițiale, nu? Da, vaccinul oprea transmiterea variantelor inițiale. Acum avem o situație în care nu mai există diferențe în ceea ce privește transmisibilitatea între persoanele vaccinate și cele nevaccinate. Sunt într-adevăr studii care demonstrează că la persoanele vulnerabile cu multe comorbidități, administrarea celei de-a patra doze aduce un beneficiu, în sensul că formele pe care le dezvoltă sunt mai puțin agresive. În ceea ce privește vaccinarea, eu aștept chiar configurarea, spune, noile variante de vaccin care sunt adaptate actualei tulpini circulante, Omicron. Cei doi producători de vaccin bazat pe tehnologia RN mesager au anunțat că există astfel de produse în procedură de autorizare. Să sperăm că vor fi autorizate și vom beneficia începând de din toamnă de aceste vaccinuri, care sperăm să fie și eficiente în sensul pe care vi l-am spus puțin mai devreme, de oprirea transmiterii bolii, pentru că până la urmă scopul vaccinării ca activitate de sănătate publică este de a opri transmiterea și în felul ăsta de a opri orice epidemie sau pandemie. Mulțumesc! A fost în direct în deșteptarea ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.